Un autoturism a luat foc pe A1 pe sensul de mers spre Pitești. Traficul rutier a fost blocat minute în șir. Potrivit primelor date, nimeni nu a fost rănit, dar din cauza fumului, traficul din zona a fost temporar oprit. Tot luni, după amiază, o altă dubă a luat foc la kilometrul 37, tot pe sensul București-Pitești. Din fericire, incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar șoferul a reușit să iasă la timp din autoutilitar.